Bun venit tuturor! În acest episod, aș dori să analizez o convorbire pe care am avut-o la un moment dat cu fratele Lazar Gog și cu fratele Florin Antonie, dar mai puțin cu fratele Florin. Fratele Ciprian Luca, care este administrator la canalul Vocea Creștinilor, m-a invitat la un moment dat să interacționez cu poziția. Uh, fratelui Lazar Gou, cum că toți copiii tuturor oamenilor, fie că budiști, creștini, musulmani, evrei, toți oamenii se nasc mântuiți. Și el susține lucrul acesta pe baza uh, textului din Romani, capitolul 5, pe baza interpretării lui pe uh, acest text. Acum, fratele Ciprian Luca mi-a spus că aceasta nu este o dezbatere, deci nu am intrat să mă contrez acolo, dar mi-am făcut câteva întrebări în mod intenționat proiectate să arate erorile, greșelile fatale ale acestei poziții teologice, pe care eu n-am mai auzit-o niciodată până la fratele Lazar Gog. Acum, fratele Lazar Gog, dacă l-ați ascultat de-a lungul anilor, știți că este suficient de ingenios ca să spună lucruri pe care nu le-a mai spus nimeni niciodată. Deci nu ar fi asta o noutate. Dar, eu am încercat să fiu cordial, să am o discuție prietenească și să respect dorința administratorilor de a pune întrebări, pentru că era o sesiune de întrebări, nu era o sesiune de dezbatere. Însă cineva mi-a sesizat recent că sunt mai multe persoane care nu au înțeles dacă eu susțin poziția respectivă sau nu susțin. Fraților, nu susțin. Nu susțin. Acum aș vrea să intrăm puțin în clipul acesta. O să dau play la 1.5x, o să fie distorsionată poate puțin și vocea mea și a fratelui Laser Gog, dar este doar pentru a, pentru a trece mai repede prin clip și nu a petrece foarte mult timp în a asculta. Da? Cred că veți fi capabil să auziți exact ce trebuie auzit din clipul acesta. Okay. Te rog, Andrei. Perfect, perfect. Sper să mă auzit bine, da, da? foarte bine. Dumnezeu da. să te binecuvânteze, frate Andrei. Mă Asemenea, asemenea. Pe toți trei să vă binecuvânteze, domnul. Uh, pe fratele Lazar aș dori să-l întreb uh, câteva întrebări legate de, cred că un pe care l-ați avut la o să emisiuni în care vorbea despre mântuirea copiilor, da. La un moment dat ziceați, copiii sunt mântuiți și jertfa Domnului s-a răspuns peste toți copiii de pe pământ, indiferent în ce religie se nasc, creștini sau idei sau musulmani. Da. Tot copiii se nasc soare, se nasc copiii mântuiți. Și fratele v-a întrebat să mergeți la prezumția că se naște mântuit și a spus, da, el se naște mântuit. Această mântuire este pentru cei ce se nasc și până la momentul când ajung la vârsta umblării responsabile. O întrebare da. mea ar fi, am mai mult, acum răspundeți la câte vreți dumneavoastră. Dacă copiii aleg la vârsta responsabilității, deci copiii care s-au născut mântuiți aleg la vârsta responsabilității să nu creadă. Asta înseamnă că și-au pierdut mântuirea de vreme ce spuneți că au avut-o. În primul rând, frate Andrei, îmi pare bine să vă aud, n-am avut ocazia niciodată și să putem să dialogăm împreună. Nu putem merge decât numai la ce spune cuvântul Domnului și am să vă citesc din ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Sfântul Apostol... Doar puțin, vreau să nu uitați întrebarea mea. Întrebarea mea este dacă copiii se nasc mântuiți, cum spune fratele Lazar Gog, rezultă că ei își pierd ulterior mântuirea? Și fratele răspunde. Pavel, știți textul din Roman 5, 18 și 19. Astfel, dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, pe toți, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viață. Este vorba de jertfa lui Iisus. Căci versetul 19 explică. Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți Dacă ținem cont de legile hermeneutice Dacă cei mulți însemnează Toți oamenii au devenit păcătoși Prin neascultarea lui Adam Atunci cei mulți nu poate să însemneze altceva Decât ceea ce s-a enunțat prima dată După legea I lui enunț În principiile hermeneutice de interpretare a Sfintei Moartea Domnului Iisus Hristos Și învierea lui S-a răsfrânt asupra Întregii rase umane în sensul că a absolvit rasa umană de vinovăția păcatului adamic. Uh, și atunci toți oamenii, dacă Adam a afectat pe toți oamenii, era imposibil ca Isus Hristos în Dumnezeirea lui să nu afecteze toți oamenii. Uh, deci trebuie să ținem cont de lucru acesta. Deci acum ce vreau să comentez aici, că acum pot să comentez, că este o analiză, este că dumnezeu zice că toți oamenii au fost absolviți de vina adamică. Automat deci dumnealui susține poziția, de exemplu, poziția reformată clasică care spune că toți oamenii împărtășesc nu doar natura păcătoasă adamică, da? Avem pornirile astea, pulsiunile astea, înclinațiile rele în noi. Nu doar atât, ci toți oamenii au împărtășit și vina adamică. Adică noi suntem vinovați de păcatul lui Adam. Pentru că atunci când Adam a stat în grădină și a hotărât să păcătuiască, el a aruncat toată umanitatea împreună cu el în păcat datorită faptului că el ne-a reprezentat pe noi acolo. Total de acord, 100% de acord cu dumnealui aici. Dar el spune că în jertfa domnului Iisus Hristos vina aceasta a lui Adam a fost retrasă. A, am fost absolviți toți. însă întrebarea este cum am fost absolviți toți? Pentru că în arminianism în poziția clasică a evanghelicilor, a celor mai mulți evanghelici, da, se învață că omul trebuie el să te decide ca să fie mântuit. Deci absolvirea de vina păcatului adamic face parte din mântuirea noastră. Și atunci dacă Domnul Iisus Hristos ne-a absolvit pe toți, înseamnă că ne-a absolvit pe toți fără să vrem noi, fără să decidem noi. Poate eu nu vreau să fiu absolvit. Înțelegeți unde pică teoria arminiană în schema aceasta? Nu mai stă în picioare. Suntem absolviți irezistibil doar prin voia suverană a lui Dumnezeu, prin lucrarea Domnului Iisus Hristos. Este e calvinism. Deci asta nu este arminianism. Da, merge mai departe. Iisus Hristos a venit să mântuie. Și după cum Adam a afectat prin păcat toți oamenii, Mântuitorul Iisus Hristos prin moartea și învierea lui a afectat toți oamenii, pentru că așa scrie Scriptura. Iar Iisus Hristos, într-o împrejurare în care părinții, mamele au venit cu copiii la binecuvântare, tocmai să-și pună mâinile peste ei și să le facă bine, tocmai lucrul acesta îl spunea. Dacă vă uitați în Matei 18 și 19, da. lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția celor este a celor ca ei. Nu spune ca unora dintre copii, ci a celor ca ei, toți copiii au Ajung la vârta responsabilității și restul. Da, acum, puțin. Dumnezeu lui zice că două argumente aici. Că dacă Adam a afectat pe toți oamenii, Domnul Iisus Hristos afectează pe toți oamenii. Dar nu ăsta este argumentul din Romani 5, dacă vă uitați. În Roman 5 veți vedea că sunt doi capi de umanitate. Este o umanitate căzută care este reprezentată de Adam și este o umanitate răscumpărată, răscumpărată care este reprezentată de Hristos. Fiecare cap al acestor două tipuri de umanități, umanitatea căzută și umanitatea răscumpărată, are un efect decisiv, plenar, complet, desăvârșit, asupra celor pe care îi reprezintă, cu alte cuvinte. Adam îi reprezintă pe a lui, adică toată umanitatea căzută în păcat, ieșită biologic din el. Hristos îi reprezintă pe toți ai lui, care nu sunt ieșiți biologic din el, ci sunt spiritual. Cu alte cuvinte, citești și 53. El a văzut o sămânță de urma și s-a bucurat da? Domnul Iisus Hristos îi mântuiește pe toți sau pe mulți aceia ca să folosesc termen din Roman 5 care sunt ai lui, pe care tatăl i-a dat lui. Ioan 6, Ioan 10, Ioan 17. N-am pierdut pe niciunul din aceia pe care mi-ai dat tu. Da? Deci a fost o tranzacție între tatăl și fiul în care tatăl i-a dat fiului o umanitate răscumpărată în planul său veșnic prin hotărârea lui veșnică și Hristos îi mântuiește pe toți aceia care sunt ai lui. Nu pe toți aceia care sunt al lui Adam. Deci eu cred că aici se face confuzia în explicația fratelui Lazar Gogh. Că fratele Lazar Gog zice, Adam îi afectează pe toți care iasă biologic din el, Hristos îi afectează pe toți care iasă biologic din Adam. Dar nu este adevărat. Adam îi afectează pe toți care iasă biologic din el, Hristos îi afectează pe toți care sunt spiritual în el, care îi sunt dați de Dumnezeu lui și care sunt reprezentați spiritual de Domnul Isus Hristos. Altfel avem la universalism. Altfel trebuie să avem la universalism. Sau să spui că jumătate din mântuire, ieșirea de sub vina adamică, este dată tuturor oamenilor, ce zice fratele Lazar dar că cealaltă parte din mântuire, nu știu, nașterea din nou sau răscumpărarea sau iertarea de păcatele faptice pe care le facem, aia depinde de acceptul nostru, da? Suntem pe jumătate mântuiți. La asta duce o astfel de teorie. Dar mergem în continuare. Dau puțin înapoi ca să nu pierdem argumentul. Nu spune ca unora dintre copii ci a celor ca ei, toți copiii. Au împărțit. Ajung la vârsta responsabilității și resping. Da, pe care au avut-o automat în Hristos. Nu am înțeles, dacă puteți repeta. Da, deci ei pierd mântuirea pe care au avut-o în Hristos de la naștere, dacă ei resping? Bineînțeles, bineînțeles că o pierd. Nu este, în cazul acesta, nu funcționează această doctrină controversată, odată mântuit, totdeauna mântuit. Apostolul, Vedeți noastră, dacă Moise se roagă și spune decât să piară poporul acesta, mai bine șterge numele meu din Cartea Vieții. Deci există această posibilitate. În cazul copiilor, dacă nu ajung să decidă, să aleagă și să arbitreze lucrul acesta în viață, să meargă cu Isus Hristos ca Domn și Mântuitor, bineînțeles că se departează de binecuvântarea pe care au primit-o prin naștere, fiind sub jurisdicția neprihănirii Mântuitorului Isus Hristos care se răsfrânge asupra întregii omeniri, cum păcatul lui Adam se răsfrânge asupra întregii omeniri. Nu poate să aibă Isus Hristos o putere mai mică decât Adam, frate Andrei, sau oricare dintre ascultătorii noștri. Da? Mi se pare. Uh, fantasmagoric să spui că toți copiii se nasc mântuiți și ei când ajung la vârsta responsabilității își pierd mântuirea. Eu spun, pur și simplu, n-am auzit niciodată teoria asta. Nu o găsesc niciodată în Biblie. Deci, solicit oricui care adoptă teoria asta sau crede în ea, indiferent, sau crede că fratele ar avea dreptate, sau pe dumnealui dacă vreodată revine acest, asupra acestui subiect, să demonstreze cu Biblia că toți oamenii se... Ăsta roman 5 din nou. Este o interpretare a dumnealui care îl duce la astfel de concluzii. Dar dacă interpretarea dumnealui ar fi corectă pe roman 5, ar trebui să vadă consecințele doctrinei sau interpretării lui din Roman 5 asupra multor alte aspecte pe care eu le-am indicat aici. De exemplu, dacă copiii își pierd mântuirea când ajung la vârsta responsabilității, dacă tot să n-ar mântuiți. Noi vedem că o grămadă de oameni nu se poartă cu oameni mântuiți. Ce s-a întâmplat cu ei? Fratele la Zărgog spune, da, desigur, și-au pierdut mântuirea. Unii spune în Biblia așa ceva. Biblia nu descrie niciodată oamenii care se întorc din lume ca niște oameni care se întorc iarăși la Dumnezeu. Ei au fost la Dumnezeu. Ei așa s-au născut. Ei au fost mântuiți. Și acum se duc să duc să-și de mântuirea. Nu există în Biblie așa ceva. Deci nici nu, nu ai ce să comentezi prea mult chestia asta. Pentru că nu există în Biblie ideea că cineva s-a născut mântuit și și-a pierdut mântuirea. Nu există. Pur și simplu. Nu ai ce argumenta mai mult decât atât ați Dacă da. tot ei se nasc mântuiți, se nasc mântuiți, fără voia lor. Care este procedeu prin care ei sunt născuți mântuiți? Adică dacă eu sunt adult la 30 de ani și mă întorc la Dumnezeu, eu sunt născut din nou sau mă pocăiesc, cred, conștient, sunt născut din nou. Copilul dacă da. e deja mântuit, fără să conștientizeze, fără să aleagă. Este un procedeu diferit prin care este mântuit, că practic el este mântuit fără voia lui, automat. Ia. Înțelegeți ce am întrebat eu? Deci eu am dus discuția aici la calvinism. Dacă spui că copilul este automat mântuit de la naștere, înseamnă că a fost născut fără voia lui. Tu ești arminian, tu crezi că omul trebuie să-și decidă propria lui mântuire, dar spui că toți oamenii de pe toată, umani din toată umanitatea, de pe tot pământul, sunt născuți din nou automat, fără să fi vrut. Deci ai o mântuire pentru copiii mici, ai o altă mântuire pentru adulți. Asta este. Adulții trebuie să decidă. Dar copiii sunt născuți toți automat mântuiți. Toți copiii. Ok? Deci avem în schema dumnealui este așa. Toți copiii de pretutindeni din toate timpurile sunt nați mântuiți. Pe parcursul vieții când fiecare ajunge la vârsta responsabilității, oricare ar fi vârsta aia, 7, 8, 9, 10 ani în funcție de fiecare, își pierde mântuirea dacă nu primește, nu știu, că nu toți aud Evanghelia, deci nu înțeleg cum funcționează schema, oricum își pierd mântuirea. Și după aceea, a doua oară, a treia fază, dar a doua oară când trebuie să fie mântuiți, nu mai sunt mântuiți ca prima dată fără voia lor, ca și atunci când s-au născut. Ce acum de data aceasta ei trebuie se decidă. Deci, practic, există două proceduri de mântuire, două modalități de mântuire. Un mod în care sunt mântuiți copii și un mod în care sunt mântuiți adulții. Ascultați răspunsul. În greutatea argumentului dumneavoastră nu stă în picioare, frate Andrei, pentru următorul fapt. Că dacă el n-a decis în dreptul acestei mântuiri de care vorbim, tot e acel copil este, frate Andrei și fraților, cel care n-a decis în dreptul păcatului în care s-a născut. Corect, nimeni n-a nimeni zis, zis: Îmi pare bine că m-am născut păcătos. Corect, nimeni. Nu sunt de da. acord cu dumneavoastră. Dar care-i procedeul prin care e mântuit el? Că eu ca să fiu mântuit trebuie să cred și să mă pocăiesc Dar dacă copilul e mântuit, fără să creadă, fără să se pocăiască fără să decidă, care este procesul mântuirii sale, practic? Cum este mântuit? Pro... În uh, cel mai da. lui, este mântuit automat sau cum? Este mântuit automat, dacă vreți, este un decret divin. Jerfa lui Iisus Hristos, harul lui Iisus Hristos se răsfrânde asupra întregii omeniri, cum păcatul Adam s-a întregii omeniri. Deci, deci, ascultați răspunsurile. Este mântuit automat. Acum trebuie să recunosc eu, uitați-vă la, la, fratele Florin Antoni pe tot parcursul clipului ăsta. Eu sunt sigur că dumnealui lui nu este de acord cu ce spune fratele Lazar Gog, dar evident a vrut să arate curtoase și noblețe și blândețe și respect față de persoana mai în vârstă cu care faci live-uri și discuții și n-a comentat absolut nimic. dar cred că puteți să vedeți pe, m-a amuzat uh, modul în care Aș spune, acum dumnealui poate să iasă vreodată public și să spună că eu nu interpretez corect mimica feței dumnealui, modul în care dumnealui, în mod evident, în mod evident, te respinge tot ce spune. Deci, la anumite momente, dacă vă uitați la mimica feței dumnealui, vă dați seama că îi se par răspunsurile pe care fratele Lazar Gog le dă, îi se par fantasmagorice. Dar oricum, mergem mai departe. Deci, ați auzit ce spune, mântuit automat, asta este, mântuirea automată. Este un decret al Domnului. Nu este uh, în cazul de față. Deci aspectul acesta. Tocmai de aceea, da, da. Uh, mai târziu va trebui ca să aibă un dialog cu Domnul și să împlinească cuvântul care spune cineva crede și să va boteza, va fi mântuit. Da. Păi, de ce mai este nevoie de naștere din nou și justificare? Să zicem doar imaginea asta, două, dacă el este mântuit, să mântuit. Mai are nevoie de, de, de. de justificare? Ca să zicem la șapte ani, opt ani, el își da. conștientizează păcatul, eu n-ar trebui să-i spun, frate, stai liniștit, sau pruncul, stai liniștit, ai șapte ani, să dai de păcatul tău, ești deja mântuit. Tu nu mai trebuie să conștientizezi lucrul ăsta. Da. Ați înțeles? Din nou vreau să înțelegeți întrebarea mea. Întrebarea mea este de fapt următoarea. Dacă un copil este deja mântuit, când el ajunge la vârsta responsabilității, da? Oricare ar fi vârsta aia, eu când îi predic Evanghelia, eu nu mai îi spun, vină la Domnul Isus ca să fii mântuit. Pocăiește ca să fii mântuit. Crede în Domnul Isus ca să fii mântuit. De ce? că el este deja mântuit, conform teoriei Dumnealui, asta este întrebarea mea. Răspuns? În cazul de, în, în, in, ca, ia, uh, aveți aveți un argument, însă nu nu este un argument uh, cu greutate. Frate Andrei, cu respect pentru uh, dialogul nostru. A, de asta am intrat în Ia, yeah. este un argument cu greutate pentru următorul uh, pentru următorul fapt. Uh, cu copilul acesta, uh, noi nu putem discuta în felul în care spuneți dumneavoastră, pentru că nici eu și nici dumneavoastră și nimeni, nimeni dintre noi nu cred că are pretenția să spună eu știu când această făptură, acest copil, băiat sau fată, a ajuns uh, în punctul uh, deciderii responsabile între bine și rău. Că nu poți vorbi e cu relevant. un copil de șapte ani. Mm -hmm. uh, un, copil de, un copil de, șapte ani poate să fie foarte matur, aveți dreptate, dar un copil Correct. de șapte ani poate să fie foarte copil. După Correct. cum uh, un bărbat, de, de, de 30, de ani este e foarte matur scris. și un bărbat de 30 de ani este cu minte cât un pui de găină, dacă îmi, îmi permite să am expresia aceasta. Yeah. Aici am potrivit într-o dezbatere teologică, dar așa se întâmplă în, în, în relațiile interumane. So, hmm? arbitrajul, arbitrajul acesta nu ne dă voie neapărat să vorbim cu argumentul cu care ați venit dumneavoastră. A, pentru mine nu este, să zic, în argumentul meu fundamental, vârsta neapărat. Oricare ar fi vârsta la care el ajunge responsabil. Practic, hmm? el atunci. El nu este mântuit dacă a spus că s-a născut mântuit. El, el doar conștientizează că este mântuit. Dacă el, el s-a non... yeah. înseamnă că este deja mântuit, înseamnă că atunci când el vine și ridică mâna la evanghelizare, un om și așa mai departe, și el crede că este mântuit, el de fapt, nu este, mântuit. El de fapt nu este mântuit. El era deja, doar conștientizează. Înțelegeți? Dacă presupunem că toți sunt mântuiți deja, dacă prezumția este că toți sunt mântuiți, ce se întâmplă de fapt cu oamenii întorc la Dumnezeu? Ce, ce face Dumnezeu față de ei? Că nu pot mai naște din nou, că sunt deja din nou. oamenii aceia despre care vorbesc dumneavoastră însemnează că au ajuns în punctul în care nu au continuat mersul vieții în mântuirea în care s-au născut fiind sub jurisdicția jertfei Domnului Iisus Hristos, toți oamenii. Au ieșit de sub această jurisdicție și acum trebuie să se întoarcă ca fiul risipitor, să spună, tată, iartă-mă, asta este viața mea, te rog să mă sper în sângele Domnului. Asta este deci dumnealui este consecvent aici cu teoria lui și spune că toți cei care la evanghelizări se întorc la Dumnezeu, de fapt sunt fii al lui Dumnezeu, dar care s-au rătăcit. Asta spune dumnealui. lui. Sunt oameni mântuiți, dar care s-au rătăcit. Ei nu sunt oameni care n-au fost mântuiți. Ei sunt fii risipitori. De fapt, toți oamenii, în punctul acesta, sunt fii risipitori. Toți oamenii care s-au născut mântuiți, evident, pentru că toți s-au născut mântuiți și care nu au dat curs invitației lui Dumnezeu atunci când au avut la vârsta responsabilității, și Dumnezeu le-a făcut oferta Evangheliei și-au pierdut mântuirea, și de fapt, ei se întorc acasă, ca fii risipitori. Asta spune Dumnezeu. Când vă uitați rapid la, de exemplu, a fiului risipitor la care face apel Dumnezeu, cel puțin luând expresiile de acolo, ea vorbește în mod evident de poporul Israel, care era într-o relație cu Dumnezeu specială, spre deosebire de restul neamurilor. Ați spus că este o remântuire sau nu neapărat? Nu, -ați asta. No, nu, este, este o mântuire uh, responsabilă. Înțelegeți care, de fapt, care e întrebarea mea? Dacă copilul s-a născut mântuit, și a pierdut mântuirea, vine la evanghelizare, ridică mâna, se pocăiește și crede, înseamnă că el este remântuit. Și dumnealui își dă seama de implicație și spune, a, nu, nu-i re, nu nu remântuit. De ce să nu fie remântuit dacă el a fost deja mântuit? Nu-i mântuit a doua oară, că asta înseamnă pentru mine expresia remântuit. Personal, o decizie personală între persoana aceea și Dumnezeu. Uh, nu o remântuire. Ia. Este o decizie de a fi mântuit a lui? A pentru că el a fost deja de o dată de mântuit. mântuit. Ea, este o decizie Dar... de a fi mântuit, da, este o decizie de a fi mântuit. Păi a fost mântuit de la naștere, nu? ai fost mântuit de la naștere dar dacă ai sub de sub această juridicție, nu mai este mântuit. Este ca și când m-am născut român, frate Andrei. sunt în America. Sunt în America. a fost o zi când am decis să locuiesc în America, nu mai sunt român, sunt american, cetățean american. Ia. Am înțeles, de deci prima dată este mântuit că Dumnezeu a hotărât, se naște mântuit, a doua oară decide El să fie mântuit, deci intră din nou mântuire, sau cum ați spune? Da, decide El să fie mântuit, să se împace cu Dumnezeu și să aleagă mm. responsabil, să slujească pe Dumnezeu, pentru că până în momentul în da. care uh, n-a ajuns la această alegere responsabilă, a funcționat ca și orice copil, sub grija părintelui, a fost mm. sub grija șerfei mm. Domnului Iisus Hristos. Mm. Dacă cineva zice, frate, dumneavoastră, nu zic eu, dar dacă cineva zice... Nu cred că dumnealui a prins aici întrebarea mea și de asta nici n-am mai insistat. Și am formulat, deși, de, am, deși de am formulat de mai multe ori, este mântuit din nou, este mântuit a doua oară, este iarăși mântuit, este remântuit. Nu, el spune, da, este mântuit, da, atunci este mântuit, atunci este mântuit. Asta este mântuirea a doua oară. Deci toți oamenii de pe suprafața Pământului care sunt mântuiți, ei sunt de fapt mântuiți a doua oară. De ce? Pentru că au fost mântuiți odată când s-au născut. Ok. Asta este un fel de universalism, adică mântuirea tuturor oamenilor în mod automat, indiferent că conștientizează sau nu vorbim de copii. Știți cum, frate Andrei, dacă mergem numai după jocurile acestea semantice, cum seamănă un cuvânt cu celălalt. Da, putem să facem doctrine de felul acesta. Mântuirea ar trebui să fie universală pentru că Ioan 3, 16, asta spunea, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Lumea înseamnă toți oamenii. Toți oamenii. Dar, în realitate, mântuirea nu este universală pentru că nu toată lumea alege să se împace cu Domnul Isus Hristos și să fie mântuită sau nu putem să stăm după uh, cuvintele acestea. Da, da, mai mult. Nu cred că i a înțeles întrebarea. Este o formă de universalism, în sensul că toți oamenii sunt mântuiți de la naștere. Este o formă de universalism. Dar nu este un universalism obișnuit care spune că toți oamenii sunt mântuiți în final. Că universalismul, în general, spune că toți oamenii de pretutine, din toate timpurile, vor fi mântuiți până la urmă. Iar unii universalism spun că și îngerile și Satana vor fi, mântui, vor fi mântuiți, scăpați până la urmă. Deci nimeni nu se va duce în iadă. Dar universalismul despre care Dumnealui vorbește, este un universalism parțial, adică toți oamenii sunt deja mântuiți, dar nu vor ajunge la mântuirea finală toți, pentru că nu toți aleg și așa mai departe. Chiar au fost nu neapărat o dezbatere, cât niște o încercare de a clarifica niște afirmații. Andrei, mai da. ai întrebări pentru frații? Nu, e, e, suficient. Dacă vrea fratele Gog să răspundă pentru prezbiterienii sau tudoriștii din România, de ce să nu-și boteze copiii dacă copiii se nasc mântuiți? Dar asta răspundeți voi dacă vreți, bine? Ok, mulțumim frumos. Care să și Ascultați, deci care este întrebarea mea de fapt? Bine, a fost asta un fel de petard, așa fumigenă la final, dar întrebarea mea a fost următoarea. Prezbiterienii, de exemplu, spun că avem promisiuni pentru copiii noștri, că ei vor fi mântuiți, că copiii noștri sunt în uh, poporul noului legământ, într-un anume sens, uh, că beneficiază de uh, grăsimea legământului, de toate binecuvântările legământului și așa mai departe. Este mult mai multe argumente. Acum este o simplificare reducționistă, simplistă, uh, de care n-ar fi probabil mândru niciun prezbiterian. În fine, și ei consideră că pe baza la a mai multe lucruri care aparțin copiilor, uh, lor trebuie să le fie dat și semnul legământului, care este botezul. ok? În România sunt bisericile tudoriste care nu au această argumentație, ci consideră că botezul. Uh, nu, nu, cei mai mulți nu au, dar cei mai mulți nu au că botezul copiilor este un botez al casei credinciosului. Cu alte cuvinte este botezat omul adult care se întoarce la Dumnezeu și casa lui. Pe baza unor pasaje din fapte 2. Întrebarea mea. Ce rol a avut? <coughs> Întrebarea mea a avut rolul de a-l pune cumva în impas la colț pe fratele, în sensul bun, că vedeți că discuția noastră este cordială, și de a-l face să înțeleagă implicațiile teologiei dumnealui. Păi dumnealui ar avea un motiv mai mare decât prezbiterienii, și decât cât tudoriștii, și decât cât luterani, și decât cât anglicani, și decât cât catolici și ortodoxi, la un loc, ca să botezi copiii. De ce? Pentru că Dumnealui e sigur, pe baza la Roman 5, că toți copiii sunt mântuiți, fără excepție. Păi nu este botezul un semn al morții și al învierii împreună cu Domnul Iisus, și Dumnealui spune, da, copiii au murit și au înviat împreună cu Domnul Iisus, sunt izbăviți de vina adamică, sunt mântuiți. Pe botezul este un semn al mântuirii. Botează i tată, dacă sunt mântuiți. Asta a fost întrebarea mea de fapt. Da? De aceea eu consider că răspunsul următor pe care îl veți auzi trădează că fratele a înțeles implicațiile teologiei lui legat de botez și veți vedea cum o colește în răspunsul lui implicația. Ascultați. God bless you, frate Andrei! God bless you! Frate Lazar? În ce privește hotărârea uh, creștinilor după Evanghelie, uh, tudoriști în cazul de față care au fost menționați, cu care eu am păstrat o legătură bună câte vreme am fost în București și în Ploiești, uh, este, uh, este o învățătură a lor strict. Uh, strict locală, izvoruită din anumite interpretări biblice, că trebuie să recunoaștem, izvoruită din anumite interpretări biblice și din tradițiile în care au crescut. Pentru că Tudor Popescu, de exemplu, a fost un om deosebit uh, și să nu uităm că a fost preot ortodox vine dintr-o tradiție ortodoxă, iar această tradiție a botezului copiilor a dus-o cu el în uh, mișcarea pe care a întemeiat-o și în care a fost binecuvântat cu un succes deosebit. Uh, oamenii care au acceptat mesajul lui sunt oameni mântuiți, sunt oameni binecuvântați de Domnul. Uh, hotărârile, cum se spun denominaționale, nu întotdeauna, trebuie să recunoaștem, nu întotdeauna reflectă o strictețe biblică cu sens salvator, salvific. Hotărârile denominaționale de multe ori reflectă încorporarea anumitor tradiții în în credința noastră. Uh, și nici o denominațiune nu este scutită de, de aspectul acesta. Încorporarea de tradiții culturale și uh, uh, religioase în care am crescut uh, vine aproape de multe ori inconștient. Uh, uh, dar va zice cineva, dar uh, suntem mântuiți dacă le ținem, sigur, că de vreme nu vine în contradicție cu uh, legea scrisă a Cuvântului Dumnezeu, care ne învață să credem în Domnul Isus, pentru că asta este legea mântuirii. Credem în Domnul Isus Hristos și vei fi mântuit tu și casa ta. Deci, dacă acest lucru îl practicăm, suntem mântuiți. Uh, că vrem, pe uh, lângă aceasta, să facem spălarea picioarelor la toți musafirii, că vin la noi în casă uh, cu strictețe, este hotărârea ta sau a denominației din care faci parte. Uh, și dacă conștiința îți spune, ține lucrul acesta, fă lucrul acesta, fă, -l. pentru că tot ce. Nu vine din încredințare, este păcat. Dar nu toate încredințările pe care le are cineva trebuie să le uh, ceară să fie doctrină și pentru alții. Pentru că uh, Sfântul Apostol Pavel spune clar în roman încredințarea pe care o ai păstrează -o pentru tine în uh, domeniile acestea uh, mărunte care sunt pe lângă cuvântul lui Dumnezeu. Dar care, știu eu, au formă de evlavie. Da. Bun, Ce... mergem mai departe. o <coughs> dată mulțumim fratele Andrei pentru intervenție. Ce vreau să observați aici uh, este că Dumnealui este foarte finut și are curtoazie deosebită pentru frații creștini pe Evanghelie Ramura a doua și eu am menționat și prezbiterienii, dar nu a răspuns la întrebare. Deci dumnealui nu a lucrat deloc cu implicația pe care eu am dat-o. Deloc. Dacă copiii sunt mântuiți, nu trebuie ei botezați. Ca așa spui la adulți. Pentru că este mântuit, trebuie botezat. Orice om mântuit, trebuie botezat. Dumnealui nu lucrează cu implicația asta. Da? Adică eu am forțat o implicație, nu o convingere personală, ci am forțat o implicație a declarațiilor Dumnealui. Că noi toți credem, noi toți credem că un om care este mântuit trebuie botezat. Credem lucrul acesta. Dumnealui ne povestește despre Tudor Popescu, despre relația cu Tudoriști, cu creștinii pe Evanghelie, relația bună. După aceea spune că aceasta este rândul rânduială eclesială. Poate să fie greșit, poate fi adusă din Ortodoxie, toți greșim. Well, nu este relevant. Când credințări, asta nu este un încredințare, botezul nu este un credințare. Botezul este o a cuvântului lui Dumnezeu. Botezul este fie doar a adulților credincioși, fie a adulților credincioși și a celor din casa al, uh, acestuia. Astea două variante mari care se propun astăzi. Nu poți să fie amândouă. N-are cum să fie amândouă. Deci orice îi spune nu are cum să fie amândouă. Asigur că există o suprapunere între aceste două în sensul că ambele afirmă botezul adulților care se întorc la Dumnezeu. Doar că una din poziții este că trebuie botezat și cei uh, care sunt din casa aceluia, uh, respectiv copiii aceluia. Dar nu asta, întrebarea mea și direcția în care eu am vrut să forțez uh, argumentul este referitor la implicație. Dacă ei sunt mântuiți, de ce nu ți botezați? Că ar trebui să spună, da, trebuie botezat. De ce spun, vedeți, atunci când susții o teologie sau o doctrină, trebuie să o forțezi la implicații și să vezi care sunt implicațiile. Și dacă implicațiile sunt greșite, sunt contrare cuvântului lui Dumnezeu, te duci înapoi și îți verifici teoria. De exemplu, copiii și-au pierdut mântuirea la vârsta responsabilității. Spune Biblia așa ceva? Nu. Te duci înapoi și verifici teoria. Înseamnă că ceva nu e în regulă cu ea. Uh, ei sunt mântuiți automat la naștere. Spune Biblia așa ceva? Te duci verifici înapoi, nu spune, te duci verifici înapoi teoria, ceva nu e în regulă cu ea. Copiii, când ajung să, să pocăiască din nou și să creadă când îți ia adulți la vreo evanghelizare și așa mai departe, ei sunt mântuiți a doua oară, sunt mântuiți din nou prin decizia lor personală. Spune Biblia așa ceva că sunt mântuiți a doua oară? Nu! Te duci și verifici teoria din nou. Înțelegeți? Dumnealui consideră, sau evanghelicii în general consideră că oamenii trebuie botezați doar adulți când au făcut o mărturisire corectă și credibilă de credință personală. Da? Da dar Dumnealui spune că și copiii sunt mântuiți. În concluzie, conform acestei teorii, ar trebui botezat. Well, zice, stai că noi nu suntem de acord cu lucrul ăsta. Bun, nu suntem de acord cu lucrul ăsta. Ne ducem înapoi și verificăm teoria. Ceva nu este în regulă cu ea dacă ea ne duce la implicații care nu sunt biblice. Înțelegeți? Cu alte cuvinte, rostul acestei apologii care a fost? Să uitați la întrebările pe care le-am pus și care au fost țintite, intenționate de mine, nu să reprezinte poziția mea. Că cine a spus, a, păi am înțeles că fratele Andrei, nu, n au fost intenționate să reprezinte poziția mea, Ce au fost intenționate să arate toate fisurile din teoria dumnealui și să îi arate că dacă el se duce la implicațiile teoriei lui, afirm, mântuirea automată a tuturor oamenilor. Da? Pierdea mântuirea celor mai mulți oameni, pentru că cei mai mulți nu cred în Domnul Isus Hristos, da? N-am mai pus implicația aceasta atunci a ce se întâmplă cu cei care n-au niciodată Evanghelia și sunt mântuiți de mici, s-au născut mântuiți, dar n-au niciodată Evanghelia. Ei cum au șansa de a se mântui? n am mai pus implicația asta, da? După aceea, mântuirea a doua oară. După aceea, botezarea tuturor oamenilor de pretutindeni, pentru că ei sunt mântuiți deja, ascultați-mă, nu doar ca la ortodoși catolici, luterani, anglicani, reformați și așa mai departe. Botez doar pe cei care sunt ai, ai tatălui credincios. Implicația teoriei dumnealui este că trebuie să-i botezi, dacă ai putea să-i botezi pe toți de pretutindeni. De ce? Că toți sunt mântuiți oricum. Și dacă îți mântuiți, botezul este un semn al mântuirii. Botează-i. Mântuirea este moartea și învierea împreună cu Hristos. botează -i. Asta este implicația. Este o anomalie. Este un nonsens. Cine ar îndrăzni să facă așa ceva? Noi am mai auzit pe vremuri, da? Că lua pe nepotul unui pocăi și ducea și boteza cu forța la ortodoxi. De ce? Credea că se întâmplă ceva acolo. Evident că fratele Lazar Gog în răspunsul lui ne arată foarte clar că el nu este de acord cu lucrul ăsta. Bun, nu ești de acord, dar nu se potrivește cu teoria. Adică ai o teorie și când îți duc teoria la implicațiile ei practice, nu se bat. Este o discontinuitate, o rupere. De aceea, Dumnezeu nici măcar nu a răspuns la ultimul, ultima mea întrebare pentru că nu avea cum. Pentru că ultima întrebare fractura toată teoria dumnealui. Da, oricum, sper să fi fost folositor pentru dumneavoastră această analiză. A fost o analiză um, acestei teorii pe care eu o consider nebiblică, neîntemeiată scriptural. Um, și dacă v-a fost de folos, luați clipul ăsta, dați-l mai departe și Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noi. La revedere!